Este din nou paradisul copiilor la Era Park Oradea. Distracția începe sâmbătă 13 februarie de la ora 11, când cei mici sunt invitați în lumea aventurilor alături de Dorothy în Vrăjitorul din Oz, un spectacol susținut de trupa Iosif Vulcan a Teatrului Regina Maria, în sala de evenimente a centrului comercial. Între orele 17 și 19, micuții sunt invitați la un nou atelier Bombonera și prietenii, sub cupola Era Park. Cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, mascota centrului comercial le va oferi celor mici o scenetă de teatru interactiv, surpriză, care se va desfășura sub forma unei petreceri care va avea ca tematică iubirea și în cadrul căreia copiii vor dansa, vor cânta și se vor distra. Duminică 14 februarie, de la ora 11, micuții sunt invitați din nou în tărâmul basmelor, la filmul Cenușăreasa, care va rula în sala de evenimente, începând cu ora 11. Ca de obicei, pentru a fi pe înțelesul tuturor, filmul va fi dublat în limba română. Participarea la toate aceste evenimente este gratuită, așa că vă așteptăm cu drag, scrie ebihoreanul.ro. Rămâneți la curent cu noutățile Era Park accesând pagina de Facebook Era Park Oradea.